Salutări pariorilor! Colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com v-au pregătit 6 ponturi la pariuri sportive pentru ziua de miercuri 24 iunie. O să trec rapid la prezentarea lor, nu înainte de a vă spune că pentru mai multe pronosticuri sau bilete vă invit să ne vizitați site-ul biletul-zilei.com. Începem cu primul pont, cel de la partida Start Mölde, unde Radu Oprea ne propune un pont în cotă de 1.70. Și ne spune că în Norvegia se practică un fotbal destul de deschis și multe dintre meciuri sunt spectaculoase, iar Radu crede că acesta va fi unul dintre ele. În opinia sa, doar Mölde poate înscrie de 3 ori pentru că este campioana din Eliteserien și dă piept cu o nouă promovată. Mölde s-a mai întâlnit și în prima etapă cu altă formație venită din Liga a doua, e vorba despre Ålesund, iar în acea deplasare a marcat de 4 ori. În primele două confruntări disputate de Start în actuala stagiune, am avut parte de fiecare dată de câte 4 reușite, iar asta spune multe despre stilul de joc al echipei din Kristiansand. 1.70 e cota pronosticului 3 plus goluri propus de Radu Oprea la meciul din Norvegia. La Inter Sassuolo, Kirilă David ne spune că acest meci este o altă finală pentru Inter, care e obligată la victorie după ce Juventus s-a impus în această rundă, diferența în clasament dintre cele două formații fiind din nou de 9 puncte. Drept urmare, Kirilă David va miza pe victoria gazdelor în acest joc. Intervine după o victorie, 2-1 cu Sampdoria, meci în care a făcut o primă repriză bună, relaxându-se după pauză, fiind tot lipsită de concentrare, riscând mult să piardă 2 puncte pe final. Inter are 8 victorii pe teren propriu în 13 jocuri. În ultimele meciuri interne a marcat destul de mult, 4-0 cu Genoa, 4-2 cu AC Milan și 2-1 cu Sampdoria. În aceste condiții, Kirilă David merge pe victoria Interului și un total de 26 goluri în meci la o cotă de 1.60 la Superbet. La partida Odd Vålerenga, Florin 1981 ne spune că dacă Odd a debutat în noul sezon cu o înfrângere la limită, 0-1 pe terenul lui Strongoset, Vålerenga a oferit o remiză cu 4 goluri acasă în compania lui Stabæk, echipă nou promovată. Stagiunea precedentă, gazdele au fost de asemenea o formație spectacol, în meciurile sale înscriindu-se în medie peste 3 goluri, adversarea sa din această rundă apropiindu-se de asemenea de această limită. Ultimele 5 întâlniri directe disputate pe terenul lui Odd au oferit goluri la ambele porți și Florin 1981 se așteaptă ca același lucru să se întâmple și astăzi. 1.67 este cota pentru GG la Superbet. Nu uitați că doar până la finalul lunii puteți beneficia de bonusul special oferit de casa de pariuri Superbet, adică pe lângă bonusul standard oferit până acum, în funcție de suma primului depozit efectuat pe site, puteți primi și un extra bonus de 100 de ron din partea site-ului nostru, biletul-zilei.com. Noi continuăm cu ponturile și revenim în seria A la Atalanta-Lazio. Red ne propune aici un pont în cotă de 1.60 și ne spune că meciul tur s-a terminat cu numai puțin de 6 goluri, scorul final fiind de 3-3. Poate că de această dată nu se vor mai înscrie chiar atât de multe goluri, dar lui Red devine greu să creadă că nu vor fi cel puțin 3 reușite. Atalanta are cea mai bună ofensivă din campionat, reușind să înscrie numai puțin de 74 de goluri în 26 de etape. Nici Lazio nu stă foarte rău cu 60 de goluri marcate. Pentru că majoritatea meciurilor disputate de cele două formații au fost cu minim 3 goluri, pe acest lucru mizează Red și acum, cota fiind una decentă, 1.60 la Superbet. La Newcastle-Aston Villa, Laur 1985 ne spune că Newcastle este neînvinsă pe St. James Park din prima zi a anului 2020. De atunci a bifat 3 victorii și tot atâtea remize. Impresionant e și faptul că n-a luat gol în niciuna din ultimele 5 confruntări interne, toate încheindu-se cu maxim 3 goluri. După pauza prilejuită de pandemie, Aston Villa a fost învinsă acasă de Chelsea și gruparea de pe Villa Park a ajuns la 6 eșecuri și un egal în ultimele 7 jocuri din toate competițiile. Pe ansamblu, elevii lui Dean Smith sunt cei mai slabi din Premier League din punct de vedere al formei de moment, cu un singur egal în ultimele 5 etape și doar 3 goluri marcate. În aceste condiții, Laur 1-9-5 nu vede cum Aston Villa ar putea să câștige pe o arenă unde n-a mai triumfat din 2005, jucând acolo de 11 ori de atunci. 1.67 este cota pentru șansă dublă 1x și 0-3 goluri în meci. Și încheiem cu un pont din basket, propus de Wade, care ne spune că după ce s-au întâlnit în weekendul trecut în ultima partidă din sezonul regulat de basket din Israel, Hapoel Ierusalim și Maccabi Rishon sunt din nou față în față în turul câștigătorilor. Meciul de duminică a arătat o echipă gazdă superioară, scorul fiind 84-78. Recuperările au jucat un rol important, jucătorii gazdă înregistrând un total de 44 de recuperări față de doar 31 reușite de adversari. Hapoel și Maccabi au avut însă procentaje scăzute în primul meci oficial după o perioadă lungă de inactivitate,
45%, respectiv 46%. Cu câteva antrenamente în plus, Wade îi vede pe jucători aruncând mai precis în această seară, overul la puncte fiind pariul indicat aici. La Superbet, pentru minim 164 de puncte, avem o cotă de 1,60. Acestea sunt recomandările noastre pentru ziua de miercuri. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru mai multe ponturi și informații utile. De asemenea, vă recomand să intrați pe site-ul biletul-zilei.com pentru a vedea oferta completă de pronosticuri și bilete la pariuri. Mult succes!